Paștele înseamnă liniște, pace, bunătate și învierea lui Hristos. În acest context, Episcopia Severinului și Astrihai, împreună cu 4 parohii ale comunităților românilor din Germania, au pus la punct o acțiune prin care vor împărți daruri copiilor cu o situație materială precară. Copiii cu situația materială precară au fost întotdeauna în atenția Bisericii Ortodoxe Române. Și anul acesta, Episcopia Severinului și Strehaiei, împreună cu 4 parohii ale românilor din Germania, au hotărât să facă o bucurie copiilor din județul nostru. Astfel, Asociația Anastasia a Episcopiei, în cadrul programului Bucurii de Paște pentru Copii, împreună cu 4 parohii ale comunităților românilor din Germania, în cadrul unui program de donații, au trimis un transport de bunuri. Acestea vor fi distribuite de către profesorii de religie, copiilor aflați pe listă. Ieri a sosit un transport din Germania cu donații făcute de membrii comunităților românești în cadrul acestor parohii românești din Germania, care au fost și au început să fie distribuite de profesorii de religie către copilașii care au fost înscriși în planurile, listele respective, care se află în situații de risc diferite. Aici vorbim nu numai de abandon școlar, vorbim și de copii cu o situație materială precară, copii cu anumite probleme de sănătate și ai căror părinți sunt nevoiți să cheltuie foarte mulți bani pe tratamentele acestora, și a zis ca de Paște acum să le aducem o bucurie în suflete. Bucuria copiilor va fi mare când vor deschide darurile primite, iar noi ar trebui să ne plecăm mai des ochii și să ne deschidem mai mult sufletul către aceste ființe, uneori neajutorate, care trăiesc lângă noi, iar noi uneori închidem ochii la suferința lor.